platform. Take a step up. Keep walking right alongside. Put down on the rollers. Keep walking right alongside. All right, I'll straighten it out from there. Thank you. Good. Thanks, guys. Good there. Thanks, sir. You gather just behind the chairs with your family. Dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule și sufletul omului tău, păzindu-l predânsul într-o viața cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește și sufletul robului tău, că singur ești fără de moarte. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, carele Te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși și sufletul robului Tău îl odihnește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu cu trup fără de sămânță, pe acela roagă să mântuiască și sufletul robului tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Ioan și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem. O, Doamne, Doamne miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău Ioan Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și tuturor daților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletul robului Dumnezeu Ioan mutat de la noi, în corturile dreptilor să-L așeze. Amin. În zilele lui Avram să-L odihnească. Amin. Cu drepții să-L numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru fericita adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormitului robului Tău Ioan Hristoase, Dumnezeul nostru, și fă-lui, Doamne, veșnică pomenire. Hristos, fără înviat din morți, cu moartea pe moarte calcând, și celor din morminte viață dăruind.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. So this will conclude our services this morning. First off, I want to thank Father for leading us in prayer. The six gentlemen that served as pallbearers, without you, it would be difficult to have a service. On behalf of the family, I want to thank all of you for coming to the funeral home last night and this morning as well. As a reminder, when you leave the cemetery, lunch is being prepared back at the house. If you need maps on how to get there from here, please see myself or the hearse driver. We have maps provided for you. Before you do leave the grave, we're going to have everyone come around this direction and just place your hand on top of the casket. We do this as a sign of love and respect that today is not goodbye, but it's we'll see you later. So invite the friends to come around, just watch your step, and you can head right back to your cars. Oh.
Thank you.